Domnul, pentru harul de care ne face parte să fim în casa Lui în seara aceasta și în ziua aceasta, să putem să lăudăm, așa cum am fost îndemnați, iar de asemenea să putem să deschidem inimile și să lăsăm ca El să ne vorbească din cuvântul Său. Amin. Pentru sufletele noastre, pentru a ști și a învăța cum să trăim în săptămâna în care am intrat și în viața care mai avem de trăit pe pământul acesta. Datorită faptului că în săptămâna trecută, ca și adunare, am citit cartea întâia lui Petru, am rugat Domnului și am rugat să-mi dea un cuvânt care să avem pentru noi în seara aceasta la care să medităm la el. Și m-am oprit la 1 Petru, la capitolul 4, de la versetul 7 până la versetul 11. Vom citi de la 1 Petru, de la capitolul 4, începem de la versetul 7 și până la versetul 11. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Pentru că Petru aici aș începe aceste versete pe care le-am citit și spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, aș vrea seara aceasta să plecăm de la o întrebare. Și întrebarea să fie ce fac eu, ce facem noi, ce faceți dumneavoastră în așteptarea sfârșitului lucrurilor. Și pentru a înțelege mai bine modul în care Satana dă târcoale ca un leu, cum ne-a spus tot Petru în capitolul 5, din 1 Petru, aș vrea să vă spun două întâmplări, nu știu cât sunt de adevărate sau nu, dar care, prin care să înțelegem modul în care Satana încearcă să înșele omul până la sfârșitul vieții. Se spune că cineva încerca să învețe să sară cu parașuta. Și în exercițiile de sărit cu parașuta pe care le făcea, la început le face legat de instructor, apoi încet, încet începe pe cont propriu. Când începe pe cont propriu, are un fel de cască prin care instructorul îl ghidează în cazul în care nu face ceva corect sau probabil că îl apreciază când face ceva corect. Nu știu, că n-am sărit cu parașuta. Și se spune că omul ăsta a sărit cu parașuta. Nu știu, de la 5.000 de metri sau de la cât o fi sărit. Și își dă el drumul cu parașuta și se duce la vale și știa din teorie. Noi când mergeam cu instructorul, după 10 secunde trăgeam, nu știu de ce parașută, ce făceam, instructorul ce deschideți parașuta. El spune, lasă că am timp. Mai coboară, să uită instructorul pe radar. Vezi că mai ai 4.000 de metri, deschideți parașuta. El, lasă că mai am timp. Mai coboară la 3.000 de metri și tot așa, el cu același răspuns. Lasă că mai am timp. Instructorul tot spunea, ai grijă că nu ți se mai deschide. Lasă că am timp. Și într-un final, când a ajuns pe la vreo 10 metri, exclus că nu mai ai ce să vorbești cu ochii la 10 metri, instructorul îi spune, deschideți-mă parașuta că mai ai 10 metri. La care el spune, dar ce bă, n-am mai sărit de la 10 metri altă dată? Când eram la bunica acasă în grădină, n-am mai sărit eu din pom de la 10 metri? La ce să mai deschid parașuta? Vedeți? Și revenim la textul nostru. Lumea știe. Dar hai să lăsăm la deoparte, să ne uităm la noi. Ce noi nu știm că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Păi toate lucrurile ne vestesc treaba asta. Toate lucrurile ne spun, chiar și oamenii necredincioși își pun întrebarea, cât ne va mai suporta planeta asta? Ba să gata oxigenul, ba să gata mâncarea, ba să gata nu știu ce. Da? Dar totuși nu face omul nimic. Și a doua întâmplare, am citit-o în Sămânța Bună și vom ajunge cu ea în luna aceasta, dar eu mai sar așa peste ele când am timp și mai citesc în față. Se spune că doi oameni în vârstă
vorbeau despre sfârșitul lor de viețuire. Exact textul pe care avem noi în seara aceasta. Și discutau ei, oare care pleacă primul? Oare care o să rămână singur? La un moment dat și soția, auzi dragă, nu contează care dintre noi moare primul. Dar atunci când unul dintre noi moare primul, eu mă mut la azil. Da? Vă dați seama cât de greu ne este să plecăm de pe pământul acesta? Și săptămâna trecută ni se spunea că cel care moare mai repede, îl vede mai repede pe Dumnezeu. Și totuși, datorită faptului că trăim pe pământul acesta, unde ne place că ăsta l-am cunoscut, pe ăsta îl știm. Așa cu mâini, cu junghiuri, cu dureri, cu... De cum găsea de fratele Buțu când trăia sora Milia și s-a dus la ea în vizită la un moment dat, avea sora, a trecut de 90 de ani, și îl întreabă pe fratele Buțu, și frate, oare păcătuiesc dacă mă rog Domnului să mai țină în viață? Vedeți? Omul și la o vârstă înaintate își dorește să fie aici. Ba pentru copiii lui, da? Ba să fie o mărturie, să se bucure de anii pe care Domnul i-a dat, chiar dacă este în suferință și necaz. Dar asta pentru că n-am cunoscut încă lucrurile care la ochiul omului nu au ajuns. Lucrurile care nu se pot explica și lucrurile pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi. Ne spunea fratele Alec într-o predică, când vom ajunge noi acolo sus în cer, mă zice, băi, ce neînțelepți am fost că am luat atâtea pastile. Nu puteam să le mai lăsăm și ajungeam mai repede aici. Dar Domnul știe. Și zilele fiecăruia sunt scrise încă înainte de a fi fost vreuna din ele, așa spune Biblia. Ne întoarcem la textul nostru. În textul din seara aceasta pe care l-am citit, Petru ne lasă câteva lucruri pe care trebuie să le facem noi, cei care trăim la sfârșitul zilelor. Când știm că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Frați și surori, nu sunt lucruri ușoare de făcut. Nu sunt lucruri simple. Nu sunt lucruri care vin așa de la sine, din fire. Ci trebuie să veghem, cum ne spune Petru aici. Dar el începe și ne spune așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Știți că este mult mai ușor când vrei să faci lucrurile pe care El ni le spune, dacă avem lucrul ăsta în minte? Știți că ne este mult mai ușor? Pentru că, vedeți, noi de multe ori, datorită faptului că iubim viața asta de zi cu zi, nu prea facem lucrurile pe care Petru ni le înșiră aici și ne spune că trebuie să le facem, fiind conștienți că lumea asta se sfârșește. Dar atunci când ești conștient de treaba asta, parcă ți este mult mai ușor să te uiți către Dumnezeu, să faci ceea ce Dumnezeu cere, să ai într-adevăr o relație cu El în fiecare zi. Nu zici, lasă-mă că, mă rog, mâine. Nu lasă că n-am avut asta să citesc, citesc mâine. Lasă că recuperez. Ci din contră, știind că sfârșitul lucrurilor este aproape, ești mult mai îndemnat și mai conștient să-L iubești pe Dumnezeu. Pentru că, știți, ce mai contează, ne spunea într-o predică un frate, peste câteva miliarde de ani, cât ai avut pensie? Da? Mai contează la ceva? Sau câte școli ai făcut? Sau ce serviciu ai avut? Sau ce funcție ai avut pe pământul acesta? Sau cum te-au văzut frații? Sau să luăm pe partea altă? Cine te-a vorbit de rău? Mai contează asta? Cine n-a putut să te ierte? Mai contează treaba asta? Nu mai contează. Și vine Petru și ne spune așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Primul lucru, fiți înțelepți. Cu alte cuvinte, măi, frați și surori, da? Citim, am citit din un capitol către cine era adresat, către creștinii împrăștiați, prin pont și prin toate ținuturile care spuneau acolo, către creștini. Dacă Domnul a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi și pentru noi. Și seara aceasta Duhul lui Dumnezeu ne spune, dragi creștini din Tălmaciu, frați, surori, copii, tineri, sfârșitul lucrurilor este aproape, fiți înțelepți. Fiți înțelepți în modul în care trăiți. Fiți înțelepți în modul în care reacționați. Fiți înțelepți în modul pe care faceți lucrurile în fiecare zi. Fiți înțelepți în relația pe care o aveți cu Dumnezeu. Nu de mult am studiat cartea Iacov. Și acolo aveam o promisiune. Poate unii sunt tentați să spună, păi frate, eu n-am fost înțelept niciodată. Așa m-a lăsat pe mine Domnul, mai dintr-o bucată și... Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune în Iacov capitolul 1 cu versetul 5, dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, da?
Socială. Simplu. Socială. Și nu spune, te pune Domnul pe o listă de așteptare și cam așa odată la lună când se tulbură apa și vine rândul adunării din Tălmaciu, unul dintre voi care merită și care e în capul listei va căpăta înțelepciune. Nu. Nu. Ci spune socială și ea va fi dată cu mână largă. De către cine? De către Dumnezeu. Dar o înțelepciune ne spunea mai departe tot în Iacov, câteva capitole mai încolo, care vine de sus. O înțelepciune care nu se compară cu înțelepciunea din mintea oamenilor. Pentru că oamenii, dacă faci un sondaj și spune, mă, ce înseamnă pentru tine să fii înțelept? Câte n-ar spune? În mod special din punct de vedere material. Dar despre înțelepciunea aceasta, spune Dumnezeu că este pașnică, este curată, este ușor de înduplecat. Despre cealaltă, spune cuvântul Dumnezeu că este firească și drăcească. Nu despre înțelepciunea aceasta vorbește Petru, ci Petru spune aici mai departe, fiți înțelepți, dar și vegheați, atenție, în vederea rugăciunii. Cu înțelepciunea aceasta pe care ți-o dă Dumnezeu și ne-o dă Dumnezeu când o cerem, avem puterea să fim veghetori în vederea rugăciunii. Dar oare de ce este important și de ce Petru pune lucrul ăsta în capătul listei? Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. De ce n-a pus altceva acolo? Haideți să ne gândim, frați și surori, ce înseamnă rugăciunea. Rugăciunea este comunicarea credinciosului, da? Cu Dumnezeu. Modul prin care noi copiii lui Dumnezeu comunicăm cu El, da? Păi dacă noi nu suntem înțelepți și tăiem calea asta, da? Tăiem comunicarea noastră cu Dumnezeu. Permiteți-mi să vă întreb, ce rost mai are venitul la adunare? Ce rost mai are dărnicia? Ce rost mai are învățarea de versete din Biblie? Ce rost mai are cântarea? Ce rost mai are orice? Dacă eu nu am legătură cu Dumnezeu. Și vedeți? Haideți să fim serioși și să ne uităm fiecare în viețile noastre. Nu e așa că satana, când vrea să ne lovească, ne duce în așa fel încât ne scurtează timpul de rugăciune cu Dumnezeu? Este adevărat sau nu? Asta face satana. Pentru că el știe că atunci când credinciosul este în legătură cu Dumnezeu, el nu poate să se depărteze de Dumnezeu. El nu este ușor învins. Da? Nu poate să-l tragă jos de pe cale repede. Și dacă îl trage, spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă el cade, datorită faptului că este în legătură cu Dumnezeu, se ridică imediat. Îi pare rău, vine cu pocăință și merge mai departe pe cale cu Domnul. De aceea vine Petru și spune, fiți înțelepți, fiți înțelepți, vegheați, fiți treji și nu cumva să renunțați la viața de rugăciune. Azi dimineața a fost la o binecuvântare. Un copil care 2 ore și jumătate nu a scos un sunet. Un sunet. Știți ce s-a întâmplat când a început rugăciunea pentru el? A început să urle. Vedeți de unde lucrează cel rău? Păi frate, nu e așa, lasă că toți bebelușii plâng. Uitați-vă pe internet, la binecuvântări. Și ai mei au plâns când au început să roage pentru ei. Da? Pentru că la rău, de acolo își bagă coada și vrea să strice. Păi ce, lui convine ca un copil să fie binecuvântat și închinat Domnului? Nu îi convine. Și atunci ai dat și colicii și de toate. Iar dacă o dormi 2-3 ore, atunci îl trezește. Și gândiți că numai la copii se întâmplă așa? Hai să venim la noi, frați și surori. Oare ce se întâmplă când te pui pe genunchi la rugăciune? Ce se întâmplă? Primul lucru, 99% din cazuri, sună telefon. E adevărat sau nu e adevărat? Este. Să aduci aminte de toate lucrurile ce nu le-ai făcut în ziua respectivă. E adevărat? Este. Și tu stai pe genunchi, dai din gură, dar capul tău e la lucrurile pe care nu le-ai făcut. Lucruri din acelea despre care zice Petru, fiți înțelepți că sfârșitul lor e aproape. Și tu stai și te gândești la ele, dar gândești că te rogi cu Dumnezeu. Oare cum se simte cineva drag nou, din adunare, din familie, de la locul de muncă, chiar și un vecin, care vorbește cu tine și după 2-3 minute zice, ce ai zis? Oare cum credeți că se simte? Oh, ce bine că n-ai fost atent, nu? Nu, din contră, probabil în capul lui, chiar dacă nu zicea, păi, mi-am răcit gura degeaba.
Nu? Mi-am pierdut din timpul meu degeaba. De aceea, Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta ne spune, frați și surori din Tălmaciu, tineri, copii, adolescenți, fiți înțelepți. Fiți înțelepți. Lucrurile astea se termină. Lucrurile astea se finalizează. Mai devreme sau mai târziu. Nu înseamnă că, stop, ne oprim de ele, nu mai facem nimic. Nu, nu, nu. Trăim în lumea asta, dar ca Apostolul Pavel spune, pe toate le-am socotit ca un gunoi. Atenție, nu gunoaie. Gunoaiele nimeni nu le bagă în seamă, ca un gunoi. Adică, m-am folosit de corabia pe care Domnul mi-a pus-o la îndemână, m-am folosit când a fost cazul de înțelepciunea pe care am căpătat-o din partea lumii, m-am folosit când a fost cazul de cetățenia română, dar pentru mine nu erau laude, erau gunoaie. Dar da, când puteam să-L mărturisesc pe Domnul și să apăr pe Dumnezeu, făceam și mă foloseam de lucrurile acestea. Dar pentru mine, zice, toate, toate le-am socotit ca niște gunoaie față de prețul nespus de mare pe care l-a plătit pe pământul acesta pentru a fi un credincios supus și loial lui Dumnezeu. Rugăciunea este legătura noastră permanentă cu Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 5 cu 17 spune, rugați-vă când vă faceți timp neîncetat. Nu înseamnă să stai pe genunchi neîncetat, dar înseamnă să ai o legătură cu Dumnezeu neîncetat. Discutând la ora de tineret, la un moment dat, cu tinerii treaba aceasta, am zis, încercați să vorbiți cu Dumnezeu în orice situație. Mergi la școală, povestește cu Dumnezeu pe drum. Decât să-ți vină pe minte tot felul de filme, de ce știu eu ce, habar n-am. Chiar și îngrijorări pentru ziua respectivă. Da? Vorbește cu Domnul. Adu-i-le Lui. Spune-i-le Domnului. Aruncați asupra mea, spune, toate îngrijorările voastre. Și eu, spune, voi liniștiți. O să îngrijesc eu de El. Pentru că voi sunteți copiii mei. Ce mai face rugăciunea atunci când veghem? A nu cumva să știrbim din timpul de rugăciune? Ne apropie tot mai mult de Dumnezeu. E imposibil ca un credincios să stea în părtășie cu Domnul în rugăciune și asta să nu-L apropie de Dumnezeu. Din punct de vedere uman, haideți să ne gândim și să fim serioși. Când stai în legătură cu un frate, cu o soră, nu din familie, da? Că acolo suntem tot timpul împreună. Când te vezi mai mult cu un frate sau cu o soră, dar nu are. Pentru un lucru, pentru altul, nici nu are importanță pentru ce. Nu e așa că te apropii mai mult de familia respectivă? De fratele respectiv, de sora respectivă, de tânărul respectiv, îndrăznești mai mult unul la altul, da? Apelezi la el când ai o problemă, când ai o fericire, o părtășești cu el, da? Din punct de vedere uman. Păi din punct de vedere spiritual, de ce ar fi lucrurile altfel? De ce ar arăta lucrurile altfel? Atunci când stăm în părtășie cu Domnul, când veghem ca nu cumva cel rău să ne cionteze din timpul de rugăciune, și ce face credinciosul? Se apropie mai mult de Dumnezeu. Îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Îl iubește mai mult pe Dumnezeu. Înțelege mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Aude în orice situație șoapta Duhului Său cel Sfânt. Am fost impresionat cu tinerii tot așa când am studiat cartea Iosua. La un moment dat spune că Iosua a plecat să cucerească o cetate. Și au făcut ei o tactică, s-au dus la cetate, s-au făcut că fug, da, e vorba de cetatea aia. S-au făcut că fug, unii au venit de la pândă, ăștia din cetate au fugit după ei. Nu trebuie să vă explic, că vă dați seama ce gălăgie era pe acolo, da? Cum zurnăiau pe cai și săbile și cum fugeau ei și copitele. Și la un moment dat zice cuvântul lui Dumnezeu, Domnul i-a spus lui Iosua, întoarce-te și ridică sulița către cetatea aia. Frații și surori, oare cum ar fi auzit Iosua glasul lui Dumnezeu? Că Domnul nu urlă la noi, da? Domnul nu urlă la noi. Un susurin era blând. Oare cum ar fi auzit Iosua glasul lui Dumnezeu dacă el nu veghea în vederea rugăciunii, a părtășiei pe care o avea cu Dumnezeu? Acolo nu e și locul gălăgiei și a zarbe că era acolo datorită faptului că era părtășie cu Domnul. Când susurul blând i-a zis, Iosua, întinde sulița către cetate. A auzit. Și a făcut ceea ce Dumnezeu a spus. Frați și surori, cu cât suntem mai aproape de Domnul în rugăciune, cu atâta zarva lumii acesteia, vă putea să auzim glasul Domnului din Duhul Său cel Sfânt, care ne ghidează de modul în care trăim și cum să facem lumea pe care trăim. Al doilea lucru. Versetul 18 spune așa.
Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Alt lucru pe care trebuie să-l facem, fiind conștienți că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, să avem o dragoste fierbinte unii față de alții. Știu că în ultima perioadă s-a tot vorbit despre lucrul acesta. Despre modul în care ne iubim, despre modul în care ne comportăm unul cu altul, despre modul în care ne rugăm unul pentru altul. Apostolul Petru vine și spune, după ce vegheați în relația voastră cu Domnul, foarte important, zice, mai presus de toate, mai presus de toate. Când ești într-o relație bună cu Domnul, că ai vegheat din punct de vedere al rugăciunii, zice, mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții. O dragoste fierbinte. Oare cum vine asta, frați și surori, o dragoste fierbinte? O dragoste care îți pasă de cel de lângă tine. O dragoste care te doare când pe cel de lângă tine moare. O dragoste care te îndeamnă să te jertfești pentru el atunci când trebuie să o faci. Spuneam la început că nu sunt lucruri simple. Dar gândindu-ne că în curând, și eu și dumneavoastră nu mai suntem pe aici, să sfârșesc lucrurile astea. Oare gândindu-ne la lucrul acesta, nu suntem îndemnați de Duhul lui Dumnezeu să accentuăm manifestarea dragostei unii față de alții? Știți, avem o cântare care spune că n-ai făcut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea făcut. Acum venind la subpunctul nostru din predică, că nu ți-ai manifestat dragostea față de frații tăi, vei plânge odată. Dar nu o să plângi că ți-ai prea arătat. Pentru că Domnul spune, dacă cel mai neînsemnat lucru, da? Paharul. Pentru cel mai neînsemnat frate, nu va fi uitat de mine. Și el va fi răsplătit. Dar, frate și surori, știți că lucrul ăsta poate fi și simplu? A ne manifesta dragostea unii față de alții? Știți cum? Întorcându-ne la punctul 1. Păi dacă noi veghem în vederea rugăciunii, dacă noi suntem tot mai aproape de Dumnezeu, dacă noi îl cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Ucenicul începe să semene cu învățătorul. Adică noi semănăm cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu. Păi și Dumnezeu ce a făcut? Păi în Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, spune, fiindcă atât de mult, dragostea, a iubit Dumnezeu lumea. Ce a făcut? A dat. Și nu a dat așa, ce mă încurc aici? A, leu ăsta. Păi și duminica trecută am dat cu mâna de el. Hai mă să-l dau. Na, acolo, ai văzut ce dragoste? Am avut față de tine? Nu, ci Domnul când a dat spune, ce a avut mai scump? Ce a avut mai bun? Acum revenim la noi. Când un frate sau o soră are nevoie de dragostea noastră, manifestată într-un fel sau într-altul. Da, poate la un moment dat are nevoie să-i spună cineva, te iubesc, frate. Și se dea o îmbrățișare. Poate la un moment dat are nevoie de treaba asta. Dar poate altă dată are nevoie ca din timpul ăla meu prețios pe care l-am și care aș fi în stare să plătesc pe cineva să meargă să ajute pe fratele sau pe sora, da? Acum ce fratele vrea ca eu să vin și să fiu acolo. Și să fac lucrarea respectivă. Și astfel să-mi iară dragostea față de el. Prin lucruri pe care le facem. Dar, repet, lucrurile astea pot fi atât de simple. Dacă veghem în vederea rugăciunii. Dacă păstrăm legătura apropiată de Dumnezeu. Știți ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu tot în versetul 8, ultima parte? Pentru că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Și aici, să nu credeți că se referă la păcatele altuia, da? Pe care le acopăr eu că îl iubesc. Nu, 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 nu. Dumnezeu n-a făcut așa ceva. Nu, nu, nu. Și mi-acoperă mie o sumedenie de păcate, da? Că, de exemplu, zice, a, păi ce să-l ajut eu cu fratele Buciu? Lasă-l, mă, să-și vadă de treaba lui. Dar ce, zicea la un moment dat în Biblie 1, dar ce sunt eu păzitorul fratelui meu? Dar ce-i neam cu mine? Frate, frate, dar brânză ai pe bani, vedeți? Cum vine o sumedenie de păcate în viața noastră pe care le facem, poate doar la nivelul minții? În loc, e atât de simplu să-ți alegi dragostea pe care Dumnezeu a revărsat-o în viața ta, să-ți o față de cel de lângă tine.
față de aproapele tău. În primul rând, ce cuvântul unul de cei din casa noastră, da? Din casa dintre noastră. Dar apoi și în exterior. Dar v-am mai dat eu exemplul acesta în care vă spuneam că atunci când dragostea este în viața noastră o picătură, e cam greu să o dai. Și de ce dragostea lui Dumnezeu în viața noastră poate deveni o picătură? Pentru că n-am vegheat în vederea rugăciunii. Și probabil că relația s-a rupt. Dar când eu stau în părtășie cu Domnul și Domnul din plin în vasul meu revarsă din dragostea sa și în fiecare zi mă alimentez din cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu mă călăuzește, păi când ai un vas plin cu apă, nu e așa că nici nu trebuie să te chinui ca să vezi din el? Doar mergând cu el în mână, la un moment dat se balansează și curge. Cam așa e și cu dragostea lui Dumnezeu când ne lăsăm să o pună din plin în viața noastră. Mergând prin lumea asta, printre oameni, frați și surori, e imposibil, nu trebuie să te chinui, e imposibil să nu se verse din ea către cei din jurul nostru. Pentru că noi suntem plini de dragostea lui Dumnezeu. Și încă un lucru, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 13, capitolul dragostei, de la versetul 4, vom vedea de ce este important ca mai presus de toate să avem dragostea. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este o vină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. În timp ce citim, gândiți-vă la câte lucruri din astea am făcut în săptămâna care a trecut. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Aici la nu se mânie, la mine e subliniat în Biblie. Da? Și nu ca o virtute. Și probabil ca un lucru care este deficitar, probabil, sigur. Nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Atenție! Dragostea nu va pieri niciodată. Vedeți ce spune Petru? Mai presus de toate. Să aveți o dragoste, nu din asta de duzină, da? Nu din asta care declară pe Facebook, pe nu știu ce, te iubesc, știi? Ei nici nu ți-o văzut niciodată. Și când să văd, s-o și încheiat iubirea aia declarativă. Nu, nu, nu. Și o dragoste fierbinte unul față de altul. Știți ce înțeleg din cuvântul din seara aceasta? Când am gândit rău față de dumneavoastră, n-am avut o dragoste fierbinte. Când m-am mâniat, poate pentru un lucru care mi l-a greșit, copiii, soția, unul dintre noi, n-am avut o dragoste fierbinte. Vedeți de ce spune că acoperă o sumedenie de păcate? Din viața mea, pe care le fac, pentru că nu mă pot cu dragoste fierbinte. Față de frații și surorile din adunare. Al treilea lucru. Versetul 9. Fiți primitori de oaspeți. Nu zăbovim mult aici, doar de două predici în urmă, fratele Burtu ne-a explicat din cuvântul Domnului ce înseamnă lucrul acesta. Dar vreau să mai adaug un lucru. Dacă vă aduceți aminte, atunci la un moment dat spunea fratele Burtu faptul că acum nu mai e nevoie să fii primitor de oaspeți ca în vremea respectivă. Pentru că la tot colțul de stradă, sau dacă nu la asta, la a doua, este o pensiune și oamenii s-au învățat să meargă acolo, da? Dar a fi primitor de oaspeți, atenție, nu înseamnă doar a găzdui pe cineva la tine în casă. Da? Și a fi primitor de oaspeți înseamnă și a fi ospitalier cu cel care trăiește lângă tine. A te purta frumos cu el. Ai spune o vorbă bună. Ai da un zâmbet în loc să-i arunci o privire acră dimineața când îl vezi. Că ți-aduce aminte de ce ți-o spus el ieri. Să-i spui bună dimineața cu zâmbetul pe buze. Să te comporți în felul acesta față de el. Și poate spui acum, păi frate, dacă l-ai cunoaște tu pe cel la care vine mie în minte acum că nu sunt ospitalier cu el, la fel te-ai comportat și tu. Probabil. Dar doar dacă n-aș vedea în vederea rugăciunii și n-aș avea o dragoste fierbinte dată de Dumnezeu pentru mine. Atunci când ai lucrurile acestea în viața ta, poți să te porți cu ospitalitate. Să te porți frumos. Să te porți ca pentru tine. Atunci când îi spui o vorbă celui de lângă tine. Știți, mă gândeam și acum cu ocazia aceasta pe care Dumnezeu ne-a deschis-o
de câțiva ani cu târgul acesta de Crăciun și au venit tot felul de oameni. Da? E una să-i inviți la o prăjitură cu zâmbetul pe buze, ospitalier, sau să le spui, hai băi, și servește și tu de aici. Da? Și cu zâmbetul de buze, pe buze, știi că de la popeit, zice, las, nu, mulțumim, nu. Și frații zic, dar poate pentru copilaș. Și acum să mai întorc înapoi și, nu, ce să fac? Văd copiii acolo, o teșghea plină cu dulciu, să-i spui că nu. Dar este una să te porți să fii ospitalier, da? Și este alta să intri cu bocalci în viața lui. Frați și surori, tot de la Domnul Iisus Hristos învățăm. A intrat El cu bocalci în viața noastră? Niciodată. O, de câte ori mi-a spus, drăguț, ospitalier, nu-i bine pentru nici. Ai greșit iarăși, ai picat iarăși testul. Iarăși m-ai supărat, iarăși n-ai făcut cum trebuie. Fiind ospitalier cu mine. Da? Și apoi versetul spune mai departe, fără cârtire. Fără cârtire. Nu e așa că facem câteodată cât e un lucru bun. Și apoi după aia, tot eu. Dar numai eu mă găsesc. Dar numai eu trebuie să mă duc cu prăjitură. Dar numai eu să stau la căbănuță. Dar numai eu să mă duc. Dar numai eu să deschid poarta. Dar numai eu să... Dar nu mai este și alt frate. Dar nu mai este și altă soră. I-am făcut cam degeaba. De ce? Din lipsa mea de Dumnezeu. A întreruperii legăturii noastre cu Dumnezeu. Datorită faptului că nu avem acea dragoste fierbinte, mai presus de tot. Nu poți să fii ospitalier dacă nu ai acea dragoste. Știți, când te gândești că ai dreptul să nu fii ospitalier față de un frate sau și față de cei care ne înconjoară, gândiți-vă cu câtă ospitalitate l-a primit lumea aceasta pe Domnul Iisus Hristos. Începând de la cel mai înalt nivel și până la ultimul trecător, spune când era pe cruce, trecătorii își băteau joc. Oameni care poate nu au văzut niciodată. Nu l-au cunoscut niciodată. Până atunci îi vedem prin moare. Și își băteau joc. Și Domnul, fără cârtire, vreodată iartă. Eu de asta sunt aici. Să mor pentru păcatele lor. Pentru că am o dragoste fierbinte pentru lumea asta pierdută. Al patrulea lucru. Să slujim altora cu darul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Versetul 10. Să slujim altora cu darul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Frați și surori, dacă Domnul ne-a dat un dar, nu ni l-a dat pentru ca eu să fiu slăvit. Nu ni l-a dat pentru ca eu să fiu înălțat. Nu ni l-a dat pentru ca frații de-a noastră să ne facă o statuie și să spună, nu, ăștia, da. Pentru că știți ce spune un verset mai jos pe care nu am ajuns să-l citim? Versetul 13, ultima parte. Spune așa, bucurați-vă, versetul 11, ultima parte. Toate lucrurile, în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este, atenție, slava și puterea în vecii vecilor. Deci, frați și surori, dacă Domnul ne-a dat un dar, nu ni l-a dat pentru ca noi să fim mai presus unul față de altul. Nu. Ci ni l-a dat pentru ca să am o dragoste mai fierbinte față de fratele meu, față de sora mea, față de vecinul meu care merge la ea în iad, față de cel care mă prigonește, față de cel care mă vorbește de rău. Pentru ca eu să am o dragoste fierbinte față de el și cu asta să-l slujesc pe el. Și să nu cârtesc să zic, dar ce, eu sunt robul tău? Dar ce eu acum dacă fac treaba asta, și eu sunt aici ca tu, toată ziua, bună ziua, să vii la mine și dăm și făm și... Să ne slujim unii altora cu darul pe care Dumnezeu ne-a dat. Dacă Domnul a pus noi un dar și o înțelepciune într-un domeniu sau într-altul,
Nu l-a pus pentru ca să fiu eu slăvit, ci pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în vecii vecii. Pentru că Lui este puterea. Și știți, datorită dragostei Lui mai trece cu vederea când ne mai tragem din slava Lui asupra noastră. Dar ce ar fi greu la Dumnezeu, la fel cum i-a dat darul respectiv, să nici ia? Ar fi greu? Nu ar fi greu. Și după aia începe cu cârtirea. Doamne, dar mă doare într-o parte, dar mă doare într-alta, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Dacă Domnul ți le-a dat sănătoasă să slujești pe frate, ai făcut-o? Dacă Domnul te-a ținut sănătos să vii la casa Lui, ai făcut-o? Dacă Domnul ți-a dat putere să puteți să poți să slujești, ai făcut-o? Păi și atunci de ce te supui? Nu? Dacă și așa nu le foloseai pentru ceea ce Dumnezeu ți le-a dat, păi Domnul ți le ia ca să te mai încurce cu ele. Că le folosești tot în altfel de lucruri. Și atunci stai, frate, la pat acolo până când îți revii. Ca să nu ne trimite și pe noi ca împăratul Babilonului, da? Să ne crească unghiile ca la animale, să mâncăm iarbă. Până zice împăratul, mi-a venit mintea la cap. În seara asta Domnul vrea să ne trezească, să ne vină și nouă mintea la cap. Și atenție că toate lucrurile acestea nu spune despre ele, fraților, dacă vă vine bine, dacă puteți, nu. Despre toate spune, fiți privitori de aspeți, da? Fiți veghetori. Să aveți o dragoste. Nu este opțional. Nu, nu, nu. Este o poruncă din partea lui Dumnezeu, prin Pavel, prin Apostolul Pavel, Petru, să știi cum trebuie să trăim. Nu mai poți, frate și soră, gândește-te la ce a început Petru. Sfârșitul tuturor lucrurile aproape. Doar puțin. Un pas. Și ajungem la țintă slăviță, fie Domnul. Și ultimul lucru care încheiem, spune în versetul 11, atenție, avem și una cu dac. Asta e facultativ. Asta e facultativ. Deci dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, fraților, nu e obligatoriu, surorilor, nu e obligatoriu. Nu vrei să vorbești, să lucrezi cuvintele lui Dumnezeu, e simplu, nu mai vorbi. E simplu. Asta nu e obligatoriu. Nu trebuie să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Dacă taci, e foarte bine. Și prietenii lui Iov, până au tăcut, a fost foarte bine. Și poate ar trebui să învățăm din lucrul acesta. Și dacă nu avem un cuvânt din partea lui Dumnezeu, mai bine să tăcem. Și să ascultăm. Dar, frate și surori, când ne deschidem gura, haideți să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Da, mie în seara asta mi-a fost simplu și asta trebuie să fac, să transmit mesajul lui Dumnezeu. Dar testul pentru mine și pentru dumneavoastră începe după ce terminăm, după ce zice amin. Și începem de aici să reacționăm unul cu altul. Haideți să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Apoi mergem la târg și ne întâlnim cu unul și cu altul, pe unul îi cunoaștem, pe unii nu. Haideți să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Și apoi mergem acasă cu soția, cu soțul, cu copiii, cu vecinii. Haideți să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Și știți? Și asta e foarte simplu de realizat. Dar totodată și foarte greu. Știți când e greu? Când se întrerupe vegherea prin asta în rugăciune și împărtășie cu Domnul. Dar atunci când stau împărtășie cu Domnul, Domnul spune din susurului lui, din Duhul Său cel Sfânt. Ce să-i spun? Cum să-i spun? Da? Cum să-l îndrept către Dumnezeu? Ce pot să fac pentru El? Că dacă vreau să fac de la mine, nu o să-mi iasă niciodată. Și tot din fire voi face și voi trata vorbele și relația respectivă. De aceea Petru spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Și închei cu fraza care am zis-o și mai înainte. Pentru ca toate, în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin.